Perioada imediat următoare se reorganizează și activitatea de administrare în zona contribuabililor mari și că vom operaționaliza în viitorul apropiat partea de management de riscuri. Toate aceste activități întreprinse de ANAF în ultimii ani sunt vizibile și ele joacă și asupra indicatorilor de performanță. A amintit domnul Tașnadi de indicatorii din raportul Doing Business ai Băncii Mondiale. Acolo chiar vreau să subliniez faptul că am avut o creștere spectaculoasă în clasament. Am evoluat de la locul 120 ceva la locul 59 într-un singur an de zile. Este indicatorul legat de timpul necesar conformării. Practic s-a redus acel indicator de la 222 de ore la 159 de ore. Practic, astăzi, acel indicator ne clasează mai bine decât media europeană. Astăzi s-au îmbunătățit și principalii noștri indicatori. Mă refer la gradul de conformare la declarare, care este astăzi de 94,4%, gradul de conformare la plată, care este în jurul procentului de 83-84%. Ar mai fi notabil de subliniat că a scăzut în ultima vreme cu aproximativ 10% indicatorul legat de costul colectării, iar cel puțin și anul trecut, dar și anul acesta, colectarea a înregistrat o creștere nominală dincolo de nivelul creșterii economice. Deci, pe primul semestru al lui 2015 este de aproximativ 8,8 suplimentar față de anul anterior. Vă mulțumim foarte mult, sunt foarte multe informații, foarte multe din ele pozitive, care arată clar dorința aceasta de reformare a administrației fiscale. Aș avea o simplă, singură întrebare. Când vă așteptați să se finalizeze programul acesta început cu Banca Mondială de reformare a administrației financiare? Proiectul are ca termen de finalizare finalul anului 2018, dar totul va depinde în egală măsură și de evoluția proiectului, în sensul că suntem acum în faza critică a proiectului, respectiv achiziția sistemului informatic, și în funcție de modul în care va decurge această achiziție vom ști dacă ne încadrăm în calendarul proiectului, care înseamnă implementarea noului sistem informatic la finalul anului 2018. Perfect, vă mulțumim mult!